Momente de teroare în gara din Drobeta Turnu Severin. Locomotiva unui tren care venea de la Craiova a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, trenul era oprit în gară și călătorii apucaseră să coboare din vagoane înainte de izbucnirea incendiului. Locomotiva care tracta două vagoane făcea manevre de garare, încercând să treacă pe o linie necirculată unde ar fi stat până în dimineața următoare, după care ar fi pornit din nou la drum. Martorii spun că focul a izbucnit din senin și a cuprins rapid locomotiva. În momentul în care a fost făcută această manevră, s-a aprins ceva la locomotivă și a izbucnit un incendiu. Mecanicii au sunat imediat la pompieri, iar aceștia au intervenit de urgență și au reușit să stingă flăcările înainte ca acestea să se extindă la alte vagoane. Am luat măsuri, am scos tensiunea, am pus la pământ ca să poată să acționeze pompieri. Pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta au fost solicitați în această seară să intervină pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locomotivă cu pericol de propagare la garnitura de tren formată din două vagoane. Din fericire nu s-a aflat nicio persoană în cele două vagoane. Anchetatorii caută să stabilească acum de la ce a pornit focul.